Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Informații în premieră la această oră la România TV. O să vedeți ce s-a mai aflat astăzi după audierile din cazul dosarului morților de la Spitalul Pantelimon, șefa terapiei intensive. O doctoriță extrem de cunoscută a stat mai bine de 5 ore la audier și o să vedeți ce a ieșit după. La fel de important, doamnelor și domnilor, de fapt, după atâtea luni de scandal, aflăm că ar fi mai mulți morți, 5 în plus. Dăm detalii ce se întâmplă. Important este că în zona autorităților statului, în afară de faptul că se vorbește despre demisia ministrului în funcție, nu se vine și cu un pachet de soluții pentru astfel de situații. Detaliem aici, vedeți unde se poate ajunge. În schimb, mai avem câteva subiecte extrem, extrem de importante. Cum bine știți, de mai multe zile, ucrainienii au intrat pe teritoriul Rusiei, se spunem așa, cuceresc acolo teritoriul. Există și o contraofensivă a rușilor astăzi în Herson, dar atenție, escaladarea conflictului, un conflict evident de la granița noastră, ce poate să însemne, cu atât mai mult cu cât vedem foarte clar, este anul alegerilor, schimbărilor pe planetă, inclusiv în polii aceștia importanți de putere, cum ar fi Statele Unite. Și apropo de candidații de acolo, o să vedem un interviu extrem de controversat, Elon Musk și Donald Trump, dar și un avertisment pentru, atenție, cenzură din partea unui comisar european. Dar aș vrea să încep cu informația de ultim moment. Ei bine, să spunem așa, happy end în cazul Anei Maria Bărbosu, sportiva noastră, care, așa cum bine știți, a câștigat la TAS. Ei bine, vineri va primi medalia de bronz pe splanada Comisiei Olimpice din București. Asta după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins contestația americanilor și a decis ca medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris să ajungă la româncă. Anunțul a fost făcut chiar de Federația Română de Gimnastică. Și de asemenea, doamnelor și domnilor, avem noi detalii despre un incident extrem de grav din Constanța. O să vedeți despre ce este vorba acolo. Un atac în plină zi, practic în centrul orașului, s-au folosit armele de foc, o să vedeți dacă a fost sau nu prins suspectul, dar până acolo mai avem și o decizie care ar putea să schimbe logica juridică. Apropo de sentințele din România, polițistul care a omorât-o cu mașina pe Raisa, fetița de 13 ani, a fost condamnat, atenție, la 3 ani cu executare. De ce spun că este fără precedent? Pentru că de obicei atunci când aceste momente, să le numesc așa, erau încadrate juridic la ucidere din culpă, pedepsele erau de obicei cu suspendare. Așa s-a întâmplat și în cazul acestui polițist. În primă instanță a primit pedepsă 3 ani cu suspendare. De asemenea, important de precizat, în cazul acesta pentru familia Raisei și despăgubiri de sute de mii de euro, Cristina Mihailescu ne oferă detalii chiar acum. Bun găsit! Bună seara! Este o reușită, într-adevăr, pentru părinții Raisei, fetița care și-a pierdut viața accidentată de polițistul Popescu la doar 11 ani. Vedem chiar acum, doamnelor și domnilor, imagini de la momentul cumplit, când pur și simplu polițistul încerca cu piciorul să vadă dacă fetița mai trăiește. Așadar, în ultima perioadă, părinții s-au luptat din răsputeri să obțină o pedeapsă cu executare pentru cel care le-a ucis copilul și au reușit. 3 ani va sta în spatele gratilor. Polițistul este pedeapsă dată de magistrați după ce părinții au depus contestație la pedeapsa cu suspendare. În plus, și daunele în acest dosar au crescut. Într-o primă fază, daunele pentru cele două familii, ale fetiței ucise și cea a fetiței care a fost accidentată, Marina, și de asemenea a rămas cu sechele, erau undeva acumulate la 250.000 de euro. Ei bine, acestea au crescut, iar poetistul Popescu va trebui să plătească către familiile victimelor suma de 700.000 de euro. Așadar, va fi dus în spatele gratilor polițistul pentru a-și executa pedeapsa. Vedem dacă va rămâne într-adevăr 3 ani, pentru că știm că se primesc acele sporuri în cazul în care are un comportament bun în penitenciar.
Mulțumesc mult pentru detalii, dar oricum precedentul va rămâne în instanțele noastre, pentru că, repet, pentru ucidere din culpă, pedepsele, chiar și atunci când existau victime multiple, erau cu suspendare. Iată, s-au mai schimbat lucrurile. Ecaterina Andronescu, Bogdan Chiriac și Radu Cristescu împreună cu dumneavoastră în această seară. Chiar aș vrea de la dumneavoastră, domnule Chiriac, așa un comentariu la cald. Iată-te, se întâmplă și în România, cred că, nu știu dacă este chiar prima, dar într-un caz celebru este prima sentință cu condamnare atunci când la bază infracțiunea a fost ucidere. Doamnă, tragedia este mare. Enorm. N-aș fi vrut să fiu în locul judecătorilor care au dat această sentință. Dar lucrurile stau exact cum spuneți dumneavoastră. Deci să-i dai cu executare fără ca polițistul să fie aflat sub influența alcoolului sau sub influența drogurilor. Și în plus polițistul era, înțeleg, în misiune. Ce să spun? De asta n-aș vrea să fiu în locul judecătorilor cu pricina. Pe de altă parte, și tragedia părinților și a fetițelor este cumplită. Dar, repet, cum a subliniat și în opinia mea a subliniat corect, ținând seama că nu erau agravante, ținând seama că polițistul ăla nu mai avusese alte accidente de circulație, deci e bine că nu sunt judecător, să știți. Eu n-aș ști ce sentință să e important aici. Semnalul, pentru că asta, practic, și pe cei care se urcă la volan, îi va ține între anumite reguli, da, să spunem, de conduită pe șosea. Avea o agravantă, dacă îmi permiteți, viteza excesivă. Da, poate că de asta au ținut seama judecătorii. Și acum, doamnelor și domnilor, informația zilei, încă 5 cazuri de moarte suspectă în Spitalul Sfântul Pantelimon. Ancheta se extinde, iar șefa secției de terapie intensivă a fost audiată toată ziua la serviciul omorului. La plecare, calitatea sa de martor nu a fost schimbată de procuror, dar ceea ce șochează încă este faptul că în zilele negre în care în secția de terapie intensivă mureau peste 20 de pacienți, șefa secției posta pe Facebook imagini cu noua sa colecție de rochi. V-am spus asistentele despre aceste practici controversate privind tratamentul de decurse. Credeți că cele două doctorițe au absolvat cumva? Am o fustă creață, creață, ea e rostul meu în viață. Odată de mă învârtesc, obțin tot ce îmi doresc. Am o fustă creață, creață, ea e rostul meu în viață. Odată de mă învârtesc, obțin tot ce îmi doresc. Oh la la la, oh la la la, e mai de ten fusta mea. Oh la la la, oh la la la, și-acoperă-te cu ea. Oh la la la, oh la la la, e mai de ten fusta mea. Da, acele imagini pe care le-ați văzut cu doamna în aceste rochi din propria sa colecție erau postate în perioada în care la Pantelimon izbucnise acel scandal. Doamna Andronescu, așa, după atâtea luni și practic și după zilele acestea în care aflăm de la procurori că acolo ar putea fi vorba despre o infracțiune gravă, adică cu intenție, ce ar trebui schimbat sau cum ar trebui gestionată chestiunea aceasta în condițiile în care statul, prin reprezentanții săi de marcă, nu par să vină cu vreun semnal pe acest scandal. Cu excepția faptului să-și facă justiția datoria. Da, eu personal mă gândeam că atunci când într-o instituție unde tu ești, ai o responsabilitate. Fie că ești șef de secție, fie că ești șef de clinică sau director de spital, te întrebi de ce un număr atât de mare. Și doamna, sigur că avea o colecție de rochi. Și sigur că poate în documentele foarte clare de reglementare ar trebui să fie precizate aceste responsabilități, pentru că de acolo ar fi trebuit să fie primul semnal și corectura dacă era cazul, sau să fie o explicație publică în situația în care nu era cazul să se ia nicio măsură. Altfel,
îngrijorarea aceasta și faptul că bolnavii care sunt repartizați la acest spital nu mai vor să fie o parte din ei operați acolo, deși situația ar impune, asta fără îndoială nu este de natură să arate că a crescut încrederea în sistemul de sănătate. Nu, din scăzut, păcate, nici, nu știu, de la Ministrul Sănătății până la alți lideri, decidenți importanți în țara asta, ar trebui să dea un semnal. Doamne, de ce s-a întâmplat asta? Poate oamenii de acolo sunt foarte obosiți, cum sugerea cineva despre cele două doctorițe care fi putut să aibă probleme de comportament din motivul ăsta. Sau poate că au, eu știu, alt gen de probleme, sau poate că le erau puse să facă lucrul acesta. Doamne Cristescu. Doar o frază mai vreau să adaug. Și pentru că mă gândesc că s-a redus încrederea, ar fi nedrept față de acei medici și de acele spitale unde lucrurile sunt absolut fără reproș. Și sunt atât de mulți doctori pe care îi respectăm, îi prețuim pentru ceea ce sunt, încât un asemenea incident este nefericit. Domnule Cristescu, de ce lipsa asta de reacție de la decidenți, adică de la partidul pe care îl reprezentați, de la ceilalți, nu știu. Aici, și am văzut ce s-a întâmplat cu corpul de control al Ministrului Sănătății. El prima dată a zis totul bine și frumos și acum aflăm că acolo erau de fapt doi pensionari de lux în corpul de control. Adică... Doamna Crăsulescu, cazul este dramatic, cu o mare încărcătură emoțională și cu un impact public foarte mare. Acuzațiilor procurorilor sunt foarte grave, de aceea trebuie analizate cu mare, nu de către noi, de către procurori. Asta trebuie... e latura juridică. Da, dar latura semnalul... juridică. Nu trebuie într-adevăr să arătăm spre toată breasla medicilor. Este un caz izolat. De asemenea, nu trebuie să rugăm cu pietre medicii de la ATI, care și acum când vorbim noi salvează vieți. Pe de altă parte, fiind un caz izolat, nu pot să fiu de acord cu ce i s-a întâmplat doamnei doctor Voicu, cea care a fost un fel de avertizor de integritate, care a demascat totul. Căreia i s-a desfăcut contractul de muncă într-o criză de medici ATI. Nu-și găsește loc, nimeni nu vrea să o angajeze, chiar dacă este o bună profesionistă, din cauza scandalului. Acolo, la Pantelimon, s-a format această castă din fostul director, actualul director fiind chirurgi, și nu vor să o primească înapoi la servici. Pe de altă parte, haideți să lămurim și problema aceasta a corpului de control al domnului Rafila și al ceea ce s-a întâmplat acolo. Cu toate că am făcut el un apel și am zis că acest caz nu trebuie politizat, absolut. Exact. Nu trebuie să intrăm într-un joc politic sau într-o mizerie politică, cam cum a intrat USR-ul cu Bocancii pe acest subiect, politizându-l, în condițiile în care n-au calitatea morală ei, useriștii, să facă acest lucru. Da, pentru că dumneavoastră vă simțiți confortabil ca plătitor al acelei taxe pentru sănătate. Să știți că practic, ultimul for al statului, nu? Corpul de control al Ministrului Sănătății e format în niște pensionari de lux care teoretic trebuiau să se ducă la pensie, că, mă rog, la o vârstă de asta mai tineric așa, și ei s-au dus acolo, nu știu ce au făcut, nici acum nu știm. Dați-mă să vă contrazic. E bine și în aprilie, când s-au dispus controlele, au fost trei controle acolo. Unu, un control intern al spitalului, acest control trimis de domnul ministru Rafila, administrativ, și al treilea control al Colegiului Medicilor, unde sunt medici specialiști, care sunt singurii care pot da un verdict acolo și care nu poate fi acuzate de ingerințe politice Colegiului Medicilor. Nu, Cristescu, noastră la PSD ați înțeles că, de fapt, ce trebuia să fac, am înțeles și eu pe lege corpul de control în speța asta, să se uite. Acuzația este ca în loc de 20 de mililitri... Nu. Ascultați-mă un pic, eu înțeleg că asta, pe lege, era o acuzație, că asta s-a dus corpul de control să verifice o acuzație. Acuzația era, în loc de 20 de mililitri, pacientului X, Y și Z i s-a livrat 2 mililitri. Și ei trebuia să vadă. Ia să vedem ce scrie în foaie, hai să vedem ce este perfect tomat. Adevărat ce spuneți dumneavoastră. Este perfect adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar asta a făcut Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor s-a dus pe tratament. Nu, Colegiul Medicilor s-a dus pe acest lucru, ce a trimis Rafila, cei doi pensionari, cu care, da, putem fi de acord sau nu putem fi de acord, s-au dus pe cale administrativă să vadă ce s-a întâmplat administrativ, nu medical, da? Ei, nu era nu medical. Administrativ în povestea asta. Sunt și treburi administrative care se întâmplă acolo. Atunci când cineva
prescrie piramidon, ca să nu zic noradon. Nu de asta s-a dus comisia de control. Și, comisia domnului Rasila. Ascultați-mă, nu s-a investigat aici dacă piramidonul era eficient sau nu. Nu, am prescris două piramidone și am livrat un sfert de piramidon. Despre asta. Nu asta era treaba corpului de control al ministrului Rasila, sau administrativ. La colegiul, nu este adevărat. La colegiul medicilor, da? Care nu poate fi acuzat de injerii. Acolo s-au dus toți specialiștii pentru acest lucru. Nu, acolo se investigează dacă piramidonul era eficient în povestea asta. Ba da, domnule, e medical, doamna Crețulescu. Piramidonul. E medical, putea să-i dea algocalmin. Asta hotărăște colegiul medicilor și specialiștii. Aici nu trebuia să verifice asta. Trebuia să verifice dacă atât cât s-a scris în foaie s-a și dat. Asta e administrativ. Îmi permiteți o intervenție? Că am fost și când trimiteam corpul de control undeva, corpul de control pleacă cu un ordin semnat de ministru și în acest ordin sunt specificate lucrurile pe care trebuie să le verifice. Bun, și lupta continuă, sau singura luptă, să spunem, instituțională care există pe speța aceasta este lupta între PNL și PSD. Liderii PNL insistă ca ministrul Rafila, domnule Chiriac, să-și dea demisia. Și vreau să vă întreb, îi se impune în speța asta vreo demisie? În opinia noastră. Doamna Crețulescu, asumarea unor responsabilități este fără îndoială necesar. Problema este că nu ne-am lămurit, exact cum ați spus, ce s-a întâmplat. Deci dacă te iei după procuror și după IML, unde sunt de asemenea anatomopatologi. Zici că e omor calificat, adică... Crimă în serie. Crimă în serie, da. Distinse alte instituții, controlul Spitalului Pantelimon, Colegiul Medicilor, Corpul de Control al Ministrului Sănătății, spun că e tot un regulă. Pe lângă toate astea, există și aberația statistică. 22 de morți la ATI Pantelimon între 4 și 6 aprilie, în 3 zile. Nu putem explica asta. În mod normal. Nu e normalitate. Asta e situația. Să sting cam în medie 1,5 bolnavi pe zi. La ATI-ul, în luna următoare, când a început scandalul, atâtea s-au stins acolo. De ce s-a întâmplat să moară 7 oameni în 3 zile? Nu mă explic. Și văd că asta nu ne explică nimeni. Până nu știm exact și până nu ajung toate lucrurile la un consens, nu știu, demisia poate fi de onoare. În momentul acesta o demisie e dificilă, fiindcă e lupta dintre PSD și PNL, după cum ați văzut. S-a transmis tot în politică. Ai mei au umplut netul cu, în vremea guvernului Ciolacu, sunt uciși oameni în spitale. Adică asta... useriști, ca să înțeleagă, să nu-și imagineze că angajații deceniu, da, telespectatorii noștri. Deci telespectatorii noștri, păi înțeleg că șeful de la spital care și-a dat demisia de onoare într-un târziu era pus de unul dintre șefii noștri, de Vlad Vasilică Voiculescu, pe care eu îl respect enorm. Să dai o gaură de un miliard de euro și să pleci liniștit europarlamentar, păi e la îndemână? Așa este. Toată lumea recunoaște valoarea. A plecat și ministrul, fostul ministru al energiei, pe care domnul Cristescu l-a lăudat în orice emisiune la care a participat. Mi-a plăcut fostul ministru al energiei, adică a avut și părspune, nu despre asta, dar domnul Vlad Vasilică Voiculescu s-a spus că nu este o zicere jurnalistică, că n-aș îndrăzni. Aici citez o distinsă instituție a statului, numită DNA, care a deschis o anchetă pe numele domniei sale. Doamna Crețulescu, deci nu vorbim așa din vârful limbii, nu. E dosar penal în care spune, domne, nu că a furat, că omul n-a furat, dar a risipit un miliard de euro pe vaccinul, nu pe altceva. Dar totuși un miliard. Cel mai dezgustător lucru care poate face un om politic, și aici ne uităm, este să se cațere pe astfel de tragedii pentru a obține sau pentru a deturna opinia publică. Acum, știți cum e? Te cațeri pe această tragedie doar ca să abați atenția de la deturnarea de fonduri pe care a făcut-o PNL-ul cu cartea domnului Ciucă. Mi se pare să te cazi pe o chestie de asta doar ca să muți atenția, pentru că e o chestie foarte emoțională ce s-a întâmplat la Pantelimon. Faptul că muți atenția pe acea deturnare de fonduri a lui Ciucă. Haideți să nu uităm totuși cine a închis spitalele. Dar aici la Ciucă v-ați lămurit în coaliție deturnare de fonduri? Sau este deturnare de fonduri. Este deturnare de fonduri. Este deturnare de fonduri acolo, da? Și, ca să, și haideți să mai spun ceva. Haideți să vedeți și lucrurile bune.
Ce au făcut? Întreb, am înțeles. Dacă e deturnare de fonduri, înseamnă că șeful statului din România e un penal. Bun. Și PSD-ul ține un penal. Am spus acest lucru, dar haideți să uităm la, la alte lucruri. Nu mă gândesc, da? Adică... Știu oare lumea, sau știu măcar peneliștii sau liberalii, că sunt 3 centre de arși la care se lucrează acum, că sunt 3 spitale regionale, mari spitale la care se lucrează, că sunt 14 spitale la care se lucrează acum. Băi, când lucrurile au început... sunt 14 spitale, da, sunt 14 spitale la care se lucrează. Sunt cele 3 spitale regionale și cele 3 centre de arși. Scramble, da. Sau unde faci? Sau știe lumea că bugetul ministerului a crescut 220%? Știe lumea acest lucru? Este dezgustător ca om politic și ieri am făcut acest apel. Nu, bă, oameni buni, hai să discutăm ce s-a... ce a spus. Adică dacă e deturnare de fonduri, este deturnare de fonduri. Știm și noi, dăm breaking news, nu știu. Păi este deturnare de fonduri, dar probabil asta parchetul va stabili, pentru că am înțeles că sunt destul de plângeri acolo. Dosar? Sunt două lucruri aici. Pe de o parte, PNL-ul nu este normal să se, cel puțin decizia, să se asocieze cu SRU, condamnând și folosind același predicat ca USR-ul vis-a-vis de morții de la Pantelimon. Pe de altă parte, după mintea mea, Guvernul României, Parlamentul României a votat legea ca partidele să primească bani de la stat pentru presă și propagandă. Cum își fac dânsii presa și propaganda? Da, întreb, în ce situație? Adică dacă au folosit într-adevăr 4 milioane sau 2 milioane... Eu am vrut să folosească pe toți. Eu am vrut. Nu știu, dacă e deturnare de fonduri, strategia lor, să știți. Da, dar eu am vrut să scot în evidență că este scandalos să muți atenția de la o tragedie la o tragedie, doar ca să scapi tu cu cartea cu ostașul pește prăjit. Unde ar trebui, poate, cineva să se concentreze. Ororile au mai continuat la Pantelimon și fiți foarte atenți. Un injectomat a fost scos din priză, deși pacientul era conectat la el, da? Înțelege? Și suntem în plin scandal. Victor Vreme, ne oferă detalii. Bun găsit! Problemele aici la Spitalul Sfântul Pantelimon nu s-au oprit, pentru că, atenție, în doar ultimele zile au fost noi sesizări făcute de către actualul manager, adică de către actuala conducere, după ce fostul manager și-a dat demisia, pentru că vorbim aici despre, atenție, un injectomat care ar fi fost scos din priză, deși era conectat la un pacient. Practic, pacientul nu mai primea doza de noradrenalină și, culmea, rămăsese fără absolut niciun ajutor din partea aparatelor, pentru că a fost găsit acest injectomat scos din priză, deci fără energie, deci nu funcționa. Pe de altă parte, vorbim și despre un alt incident care s-a întâmplat în urmă cu 3 săptămâni aproximativ. Aici vedem foarte clar faptul că un pacient a fost găsit cu o scădere bruscă de noradrenalină, adică exact cum se comportau și cum procedau și aceste două doctorițe care vă spuneam că sunt reținute, deși medicii din spital sunt foarte clar că această scădere bruscă nu era necesară și nici măcar indicată în cazul acestui pacient. Deci iată că practicile încă există aici la Spitalul Sfântul Pantelimon. Ancheta cu siguranță se va extinde și am putea să vedem din nou o nouă serie maraton de audieri în care toți medicii, toate asistentele și, bineînțeles, toți oamenii implicați să dea cu subsemnatul. Ei bine, avem o prognoză reactualizată. Practic urmează câteva săptămâni de vreme severă în România, cu temperaturi în anumite zone de peste 40 de grade la umbră. Elena Matescu, directora ANM, ne oferă detalii. Pentru următoarele 3 zile va fi în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben și portocaliu, ce vizează fenomenul de caniculă și disconfortul termic în accentuare de la o zi la alta, iar canicula în extindere, având în vedere zonele aflate sub incidența codului portocaliu și galben. Pentru zilele de miercuri și joi, Banat, sudul Crișanei, sudul și sud-vestul Olteniei, sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile maxime pot atinge valori de 39-40 de grade Celsius, iar în aria avertizată de cod galben vorbim de valori între 35 până la 37 de grade Celsius. La această oră consemnăm la multe stații din partea de sud-vest și vest a țării valori de 37-38 de grade Celsius, iar temperaturile resimțite depășesc 43 de grade. Vorbim de o probabilitate foarte ridicată ca până la finalul acestei săptămâni temperaturile să caracterizeze o vreme deosebit de caldă, caniculară, în special în partea de vest și sud a țării, și cu siguranță vom actualiza aceste alerte în fiecare zi.
Și tot astăzi, doamnelor și domnilor, surpriză chiar în centrul orașului Constanța, în propria lor curte, două persoane, mamă și fiu, au fost atacate cu pistolul de un bărbat necunoscut. Victimele erau, cum spuneam, în propria curte, când atacatorul practic a năvălit peste ele și a tras cu pistolul, apoi a fugit. Polițiștii suspectează că este o tentativă nereușită de jaf. În momentul atacului, în curtea casei erau două persoane, mamă și fiu. Bărbatul de 62 de ani a fost rănit în zona bărbiei și apoi dus la spital pentru mai multe îngrijiri medicale. În casa unde s-a petrecut acest incident șocant locuiește o femeie în vârstă de 92 de ani. Fiul ei în vârstă de 69 de ani venise în vizită ca să vadă ce îi face mama. La un moment dat, chiar în clipa în care se afla în curte, un individ având fața semi-acoperită a năvălit pe poartă, a scos un pistol și a tras. Ăla avea pistol. Hoțul? Da. Avea un pistol, l-am pușcat pe el. Probabil că aici e și bătrâna. Da, l-am pușcat în față aici. Pe fiu, da? Da. Am auzit bubuinte atât, dar zic, ce-o fi, ce s-a fi întâmplat? S-a luat la bătaie și atunci el a scos pistolul și a tras pistolul în el. Poliția este încă în alertă, ridică imagini de pe camerele de supraveghere din zonă și îl caută pe atacator. O situație, să spunem, extrem de gravă în Constanța, domnule Cristescu, pentru că după tragedia de la 2 mai, acolo, cred că au schimbat vreo 3-4 conduceri în zona asta a poliției și probabil că or fi aflat și hoții tâlharii, eu știu ce agresor. Păi nu se spune că ești domnul Predoiu cu un program pilot, că schimbă total ce înseamnă conducere de poliție așa într-un județ. Așa a făcut, să știți. Așa a făcut? Da, la Constanța chiar așa. Și a ieșit? Da. Da? Da. Eu am văzut, i-a ieșit rău de tot. Nu, infracțiunile continuă, să știți. Da, da, asta e chiar în centrul orașului, în timpul zilei, adică domnul... Asta nu am văzut, a ieșit și cu festivalul ăla, i-a ieșit. Care festival? Cu asta, cu Beach Please-ul ăla, sau cum îi spune, sau Beach, acolo, cu plin de droguri și pe acolo. A, păi l-a făcut festivalul Predoiu, sau cum? Nu l-a făcut festivalul Predoiu, dar cred că a mutat miliția la Tulcea, cât a fost festivalul atunci, că n-am văzut absolut nimica. Nici la Cluj n-am văzut nimica. Păi am înțeles că au arestat, au luat, au făcut. Nu, ce că la festivalul de droguri au băgat și muzică. Fim mai siguri? Eu cred că a urmărit, este probabil o tentativă deja, probabil că a urmărit, au văzut că în acea casă stă o doamnă în vârstă cu neputințele generate de anii pe care îi avea și sigur, probabil că au mers aproape convinși că le reușește. Dar sigur, a fost fiul de 60 dar au avut, de ani. Da, au avut oarecum ghinion, dar cred că poliția în situația asta ar trebui să găsească punctele de vulnerabilitate și într-un fel să prevină asemenea situații. După nu, l-au găsit, nu l-au găsit pe pistolar, nu? Nu l-au găsit. Aia, a ieșit domnul la Constanța, domnul Chiriac. De fapt, domnule Chiriac, statistic vorbind, nu prea a ieșit pentru că a încercat 2-3 conduceri și încă nu s-a stabilizat nici asta, cred că e a treia. Știu, pe ultima statistică prezentată, România e una dintre cele mai sigure țări din Europa. Mai puțin județul Constanța, cel puțin așa. Știți că nu știți cum sunt alte porturi, cu toată dragostea. Nu știți cum e, iertați-mă, doamnă, Marsilia, nu știți cum e Hamburg, nu știți cum e. Deci Constanța e un sat de munte bine păzit. De la port intrau în curtea doamnei de 90 de ani. Dar nu pe la port intră drogurile, domnul Chirec, ce ziceți? Bun, trecem un pic mai departe. Transport, dar, în mod normal, ca să vă răspund, nu cred că intră pe la port, fiindcă foarte rar se prinde ceva de acolo. Pește. Cred că rolul de prevenție... Și nu e, cred că e poliția, cred că e și vama aici, nu? Mă gândesc. N-am nicio șansă. Adică nu aveți nicio șansă, pentru că, nu iubim neapărat poliția, că ne ciolim pe ei pe stradă. Probleme serioase le tratăm până la cel mai înalt nivel, destul de neserios și după aceea poate ne amuzăm, dar lucrurile sunt extrem, extrem de grave. Și ne-ar trebui
să cunoască aceste cazuri. Polițistul de proximitate. Absolut. Cred. Și, doamnelor și domnilor, dacă mergem câteva sute de kilometri mai încolo, în linie dreaptă, din județul Constanța, dăm peste războiul de la graniță și în ultimele zile panică în zona graniței Rusiei, după ce armata ucraineană a înaintat destul de serios, ce-i drept, și rușii au reacționat astăzi bombardând mai bine de 8 ore orașul Herson. Panica s-a răspândit rapid prin satele din regiunea Kursk la prima invazie străină a teritoriului rus de la al doilea război mondial. Zeci de mii de oameni și-au părăsit casele și au fugit din calea războiului. Au fost înființate 20 de centre de evacuare pentru persoanele care părăsesc regiunea de graniță, dar acestea au devenit rapid supraaglomerate. Chiriac, ce se întâmplă? Lumea e îngrijată, ar putea escalada, pentru că doamnă, înțeleg că intrarea este ucrainienilor în inima Rusiei, dar... Nu e chiar în inima Rusiei, dar înțeleg oricum, că este o nouă strategie a Kievului, o strategie interesantă în care se apără intrând pe teritoriul Rusiei, că Ucraina continuă să apere, nu s-a pus problema să anexeze acele teritorii. Și văd că a avut și rezultate, fiindcă s-au mutat trupe rusești din sudul Ucrainei ca să apere regiunea Kursk, unde au intrat ucrainieni. Asta înseamnă slăbirea dispozitivelor în sud, ceea ce este bine pentru noi, fiindcă dacă Rusia își duce planul la bun sfârșit să ocupe Odessa, ajung la gurile Dunării și fac joc zonă cu Transnistria. Și deci atunci mai există nouă... pe strategia asta vreo șansă de pace? Nu, cred că vorbește nimeni despre pace. Cum nu vorbește nimeni despre pace în Orientul Mijlociu, din mare nefericire, mi-e teamă că nu e nimeni pregătit pentru pace nici în Ucraina. Vă dați seama că ar fi o binefacere pentru toată lumea să ajungă la un acord de pace, dar nu văd cum. Și știți de ce? Fiindcă Putin, am văzut statistica nouă, a pierdut 600.000 de oameni în 2 ani jumate de război. Răspund că ucrainienii au pierdut la fel, că ei au pierdut și civili, că i-au bombardat orașe, locuințe, creșe, spitale, grădinițe rușii în Ucraina. Cu asemenea nivel de pierdere, Putin nu poate accepta sau nu va accepta, că poate, dar nu cred că vrea să accepte să se retragă din Ucraina. Nu cred că se va întâmpla. Important. Lucru. Mulți spun că se va da un alt fel de semnal în funcție de rezultatul alegerilor din Statele Unite. Și în logica acestor alegeri e important să punctăm acel interviu atipic. Elon Musk, miliardarul Elon Musk, îl intervievează pe Donald Trump, candidatul republicanilor, și înainte ca acest interviu să fie live pe Twitter, Comisarul European pentru zona de digitalizare, Thierry Breton, l-a atenționat pe Musk să cenzureze foarte multe lucruri. Ionuț Grigore ne explică. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Comisarul European pentru Industrie, Thierry Breton, i-a transmis miliardarului Musk într-o scrisoare că trebuie să respecte legislația Uniunii Europene înainte de interviul cu Trump pe platforma X. Din documentul oficial transmis lui Elon Musk rezultă că și el și invitatul trebuie să aibă grijă la ce spun în emisiune pentru a nu genera tensiuni în societățile europene unde platforma X are o acoperire masivă. Breton a declarat că avertismentul a fost motivat de riscul de amplificare a conținutului potențial dăunător în
în Uniunea Europeană. Citez, monitorizăm riscurile potențiale din Uniune asociate cu difuzarea de conținut care poate incita la violență, ură sau rasism în legătură cu evenimente politice sau sociale majore din întreaga lume. Asta scrie în acel document. O afirmație care lasă loc interpretării că X ar putea fi blocat în timpul interviului dacă în el se spun lucruri neconforme. If you vote for her, it's worse than Biden, and Biden was bad. But if you vote for her, you ought to have your head examined. She is considered more liberal by far than Bernie Sanders. She's a radical left lunatic, and if she's going to be our president, very quickly, you're not going to have a country anymore. And she'll go back to all of the things that she believes in. She believes in defunding the police. Her her running mate approved, signed into legislation, tampons in boys' bathrooms, okay? Now, that's all I have to hear. Tampons in boys' bathrooms. And that means she believes in that, too. If we have her as a president, if we have a Democrat at this moment as a president, I don't think our country can survive. Da, domnule Cristescu, și la noi vor fi, să spunem așa, alegeri prezidențiale, vor fi și campanie, cum priviți, mai ales semnalul europenilor, că noi suntem țară membra Uniunii Europene, Comisarul pentru Digitalizare, practic a făcut un îndemn la cenzură. Sincer, domnule Cristescu, mă uit cu încredere totul spre viitor, mă abțin să comentez că nu comentăm, nu comentăm, mai avem trei green deal-uri și nu știu, probabil că intrăm și în blackout dacă mai închidem capacități din astea de producție a energiei, vă rog. Poate să se ocupe Elon Musk, care a fost gazda interviului, deci moderatorul, cum am vorbit pe românește. Ne-a luat jobul, asta e viața. Ne-a luat jobul, vă dați seama. Și noi am vrea să-i luăm jobul lui, dar nu se, cred că se poate. Cred că mai ales miliardele. Să-și împiedice. Păi da, cum ar putea să împiedice moderatorul ca un candidat la președinție să-și transmită mesajul? Și cum să facă? Bun, poți să o faci în emisiune, atrăgându-i atenția, cum faceți noastră când sunt unii recalcitranți dintre invitații noastre. Dar după ce ai dat interviu live, îl cenzurezi, bagi bipuri sau cum se întâmplă asta în lumea liberă? Vă atenționez, probabil și Elon Musk trebuia să facă același lucru, dar mie esențial mi se pare, doamna Ecaterina Andronescu, aici povestea că un comisar european, în numele Europei, atenție, numele Europei a cerut cenzură. În mod normal, cred că în Parlamentul European, la cererea sau fără cererea vreunui europarlamentar, domnul comisar ar trebui să explice de ce a făcut acest lucru. Asta dacă îi cere cineva. Că altfel nu cred că va explica așa de la... Și fără să-i ceară. Totuși a asumat o responsabilitate și cred că prin intermediul europarlamentarilor, fiecare țară poate înțelege asta, dacă, gestul. Repet, vreun europarlamentar... Doamna Căzulescu, televiziunile transmit, televiziune mari și nu asta ați transmis. Discursul lui Putin, care e cel mai mare criminal în acest moment, consacrat, nu? Până caută ne cere, nu știu, poate un alt comisar european să nu mai transmitem. Ne gândim unde vrem cu Europa. S-a transmis mesajul lui Xi. Vine domnul Thierry Breton și spune, atenție ce vorbiți în America... Despre se aude în Europa. S-ar putea, da, că se aude în Europa, cum spune doamna ministru. Și ne tulburați în Europa. Dom'le, ce, s-a creat un precedent. Dacă țările membre vor să transmită un mesaj, pentru că altfel mi se pare că este extrem de grav ce s-a întâmplat. Nu contează că era moderator Elon Musk sau, nu știu, Bogdan Chiriac sau oricine altcineva. Vorbim de țări membre al Uniunii Europene care prin vocea unui comisar european a zis, atenție cu cenzura. Trump e recunoscut ca un om care spune ce gândește, spune lucruri pe lume și eu știu, scăpa vreun porumbel. Comisarul european să-l atenționeze pe masc, vezi ce dai pe scuipă. Scăpa vreun porumbel vis-a-vis de vaccin. Stați că aici am ajuns la PSD, pentru că e important și la noi, cum spunea, urmează prezidențiale, urmează campanie. La noi, domnul Marcel Ciolacu, cel care ar putea să fie candidatul PSD la cea mai importantă funcție în stat, a hotărât să meargă câteva zile să se roage la mănăstire, după care, spun voci din partid, va anunța sau nu dacă domnia sa este candidatul, va fi însoțit la această, în această vizită și de domnul Paul Stănescu din PSD. Mădălin Puiu ne explică.
Bun găsit de tuturor, da, potrivit informațiilor România TV, de această sărbătoare care urmează, Sfânta Marie, premierul Marcel Ciolacu împreună cu secretarul general al PSD, Paul Stănescu, vor merge la o mănăstire din nordul Moldovei. Vom vedea care va fi până la urmă decizia după aceste zile în care premierul împreună cu liderul PSD vor merge la această mănăstire, pentru că din informațiile noastre, după aceste zile de liniște pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea la mănăstirea din nordul Moldovei, ei bine, acesta este așteptat să facă anunțul cu privire la alegerile prezidențiale. Totul se întâmplă în contextul în care pe data de 24 august, practic în doar câteva săptămâni, va avea loc Congresul Partidului Social Democrat, unde în primul rând trebuie să se aleagă noua conducere a Partidului Social Democrat și cine va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Tocmai de aceea acest anunț cu privire la candidatura pentru fotolul de la Palatul Cotroceni trebuie să fie făcut înainte de data de 24 august, practic pe data de 21 este termenul limită de anunțare a acestei candidaturi, însă vedem că premierul Marcel Ciolacu alege să aibă câteva zile de liniște la o mănăstire din nordul Moldovei, iar mai apoi să facă anunțul cu privire la alegerile prezidențiale. Pece din Adamia e via Hristoase Dumnezeule. Cristescu, ce trebuie să se întâmple acolo ca domnul Ciolacu să zice da, vreau să candidez, ce trebuie să se întâmple să zică nu, nu vreau să candidez? Bine, asta e concluzia dumneavoastră, că mergeți să roage și să anunțe. E sărbătoare mare. Pe 15, nu? Sfântă Maria. Sfântă Maria, da. Sfântă Maria, deci... Deci nu se duce la Ziua Marine, se duce la mănăstire. Sfântul este hramul mănăstirii Putna, practic. Da, corect. Păi ai loc de Claus Iohannis la Ziua Ce să duc acolo? Voce, suntem un popor... Partidul Chiriac spun că acolo se va decide. Suntem un popor creștin. E dat și pe zona asta, să spunem, spirituală. Da, nu, să nu duce comentați. La... Păi da, suntem un popor creștin. Este logic de sărbătoare să meargă, cum a spus și doamna ministru, este hramul mănăstirii Putna. Da, face legătura că merge să roage și anunță după aia. Este logic, congresul vine. Congresul vine după, da, pe 24. După 24. Deci, e, și la congres vă anunță. Și de ce cu domnul Paul Stănescu împreună? Mă depășește. Vă depășește. Că e secretarul general al partidului. De se roagă și împreună? Nu, e un om care are o vârstă, are multă experiență. E un om care nu s-a evidențiat prin scandaluri, prin lor de poziție condondente. Paul Stănescu. Vi se pare că s-a atacat pe cineva, Paul Stănescu? Nu e vorba de atac. Dar are cel puțin multe acuze dânsul, apropo de zonele acestea mai pe care le decât, controlează mai mult politic. Decât Claus Iohannis? Nu cred. Dar Traian Băsescu, suntem toți niște pitici față de acuzațiile care s-au adus lui Traian Băsescu, nu, domn președinte? Da, așa Putna e, nu este orice mănăstire, eu iau partea bună a lucrurilor. Putna este nu numai o mănăstire pe care ne-a lăsat-o Ștefan cel Mare, este o mănăstire unde foarte multă lume se duce și pentru activitatea aceasta spirituală. Putna și la Cluj, de asemenea mănăstirea aceea e foarte mare și multă, foarte multă lume Nicula, merge și acolo. Poftiți? Mănăstirea Nicula, nu? Mănăstirea Nicula, da. Eu cred că în aceste sărbători liderii se duc în asemenea... Absolut, absolut. Că, înainte de luat o asemenea decizie... Domnul Ciolacu, sau mă rog, mulți se roagă singuri. Înainte să iei o asemenea decizie... Se roagă cu domnul Stănescu. E bine să te duci la, și la biserică. Apropo că tot e absolut. Sfântă Mărie și Sfântă Mărie, mă rog, e doar cu petreceri și cu... Dar nu pentru asta sunt sărbători. La nu final, asta spre sunt final de emisiune, da. Am de făcut era un anunț zic că, da, foarte, foarte important. Aici. După aplicarea noii legi a pensiilor, s-ar putea ca pentru senior să intervină și o schimbare a pragului aceea de impozitare de la 2.000 la 3.000 de lei. Marina Cioacă ne explică. Bun găsit! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Guvernul României trebuie să vină cu un proiect prin care să crească acel prag de neimpozitare a pensiilor de la 2.000 de lei, cât este în prezent, până la 3.000 de lei. Autoritățile susțin că este nevoie de un asemenea proiect. Chiar președintele Casei Naționale de Pensii Publice, domnul Daniel Baciu, spunea că este necesar acest proiect pentru că în curând, din luna septembrie, vor
vor intra în vigoare noile valori, pentru că pensionarii vor primi mai mulți bani după recalculare și automat vor fi tot mai mulți pensionari care vor avea venituri peste 2000 de lei. Deci se impune ca și pragul acesta de neimpozitare să crească de la 2000 până la 3000 de lei. Marcel Ciolacu este însă cel care trebuie să decidă, pentru că, bineînțeles, o asemenea măsură este de altfel o măsură cu impact bugetar. Iar Marcel Boloș trebuie și el să vină o analiză și să spună dacă bugetul țării își permite să crească acest prag de neimpozitare până la 3000 de lei. În cazul în care proiectul va fi gata, ar putea să intre în vigoare chiar de la 1 septembrie, însă cel mai probabil va crește acest prag de impozitare. Ei bine, noua valoare de 3000 de lei se va aplica de anul viitor. Da, și pentru final de emisie, imaginile frumuseții care vin din Statele Unite. Noua Miss USA are 22 de ani și este ofițer de armată. Cu aceste imagini și cu înrolarea domnului Cristescu, dar trebuie să fiți primit în armata americană. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și merg la Dragoș Bistricea. Bună seara, Andreea! Bună seara, stimați telespectatori! Vin în fața dumneavoastră cu dezvăluiri, înregistrări, noi stenograme din Spitalul Groazei. Avem dovada tupeului criminal și a cinismului din salon. Vă prezint imediat probele cutremurătoare ajunse pe masa procurorului. Sunt noi date, stimați telespectatori, veți afla cum ordonau moartea pacienților și cum falsificau actele. E totul din ce în ce mai clar, apar noi victime ale asasinelor și se cer alte autopsii. Șefa ATI, Croitoreasa, a picat pe interceptări. Procurorii au audiat-o ore întregi. Vă rezvăluie tipul prin care vrea să scape șefa criminalilor. Informații de ultimă oră apoi. Doamnelor, domnilor, ancheta s-ar putea extinde și la alte spitale, morțile suspecte și ordinele criminale. Sunt noi date șocante. Și pentru că este seara dezvăluirilor, venim cu bomba zilei despre mafia pompelor funebre din spital. Șefa de la urgențe de acolo din Pantelimon, cuplată cu interlopul Sile Pietroi, cel care avea, știți cu toți, acea firmă de pompe funebre în spital. Mafia cioclilor mână în mână cu mafia doctorilor și tot în premieră o altă anchetă explozivă. Încrengăturile de la Vârful Sănătății, seria complicităților omului Chioveș și plantat la Colegiul Medicilor, cum au ascuns ororile din spital. Doamnelor, domnilor, în exclusivitate, în această seară, soțul doctoriței ucise la Brăila. Îl veți auzi aici, la România TV, vor fi mărturii în premieră absolută despre amenințările primite. De cine se temeau, motivul pentru care soția și-a luat armă, extinderea urmăririi penale și reaudierea soțului. Mărturii în premieră, apoi femeia care îl îngroapă pe Joana, fosta lui parteneră din politică, a depus plângere. Demascarea lui Joana, noi înregistrări care îl spulberă, doamnelor, domnilor, în doar câteva momente, aici, la România TV. Rămâneți cu noi!